o țară întreagă este în doliu. Un mare intelectual din Ungaria s-a stins din viață. Este vorba de Mihály Vasda, filosof, profesor universitar laureat al premiului Széchenyi și membru titular al Academiei Maghiare de Științe, a încetat din viață. A decedat marți, 28 noiembrie 2023, la onorabila vârstă de 89 de ani. Academia Maghiară de Științe a făcut nefericitul anunț, prominența internațională a lui Mihály Vasda este strâns legată de analiza sa comparativă, inspirată de marxism și fenomenologie. Ideile sale în domeniul filosofiei politice au resonat la nivel internațional, în special prin volumul său în limba engleză despre fascism, Fascism as a Mass Movement 1976, și în cartea sa care cuprinde reflecțiile sale asupra proceselor interne de sovietizare din Europa Centrală și de Est, Rusisker Sozialismus in Mitteleuropa 1991. Mihály Vasda se numără printre cei mai distinși membri ai școlii de la Budapesta, fiind elev al lui George Lukács, filozof marxist, critic, istoric literar și estetician maghiar de origine evreiască. În trecut, a absolvit Institutul Lenin. A absolvit Facultatea de Științe Umaniste a Universității Otaveos Lorand, obținând o diplomă în filosofie și germană. A devenit cercetător la Institutul de Filosofie al Academiei Maghiare de Științe, unde și-a susținut și teza de doctorat. La un moment dat, a fost concediat pentru incompetență politică. Drept urmare, s-a reprofilat. A început să lucreze ca traducător independent și profesor de limbi străine. În anul 1977, a devenit profesor invitat la Bremen. În anii 80, în anii 90, a predat prin străinătate, 1980 New York, 1991, 1992 Siegen, 1994 Kassel,